Bună ziua, dragi elevi! Astăzi vom afla cum se rezolvă problemele în care cunoaștem suma și câtul. Înainte să începem, să ne aducem aminte că nu putem să rezolvăm o problemă dacă nu o citim cu atenție până înțelegem enunțul. Apoi, analizăm ce știm și ce trebuie să aflăm în problemă și stabilim modul prin care poate fi rezolvată. După ce am stabilit toate acestea, trecem la rezolvarea propriu-zisă a problemei. Să nu uitați să verificați întotdeauna rezultatul obținut. O problemă în care știm suma și câtul poate să sune așa. Să se afle două numere, știind că suma lor este 36 și unul este de 3 ori mai mare decât celălalt. Vom organiza datele problemei într-un tabel după ce am citit cu atenție problema. Prima dată vom nota ce știm, adică suma este 36, iar câtul este 3. Ce trebuie să aflăm? Numerele, pe care le putem nota cu A și B. Cum vom afla? Tot cu ajutorul segmentelor. La rezolvare, începem cu desenul. Vom desena cele două numere, având grijă să respectăm cerința. Un număr este de 3 ori mai mare decât celălalt. Deci vom desena primul număr format din 3 segmente egale și al doilea număr format dintr-un segment. Suma lor este 36. Putem să scriem acest lucru folosind și operațiile matematice. A plus B egal cu 36 și A împărțit la B egal cu 3. Privind cu atenție desenul, observăm că avem 4 segmente egale care adunate dau 36. Dacă împărțim 36 la cele 4 segmente, vom afla cât reprezintă un segment, adică numărul B care este format dintr-un singur segment. Apoi, înmulțim rezultatul cu 3, pentru că primul număr este format din 3 segmente egale și astfel aflăm numărul A. Să ne verificăm dacă am lucrat corect. Adunând primul număr cu al doilea, trebuie să ne dea suma 36. Dacă împărțim primul număr la al doilea, trebuie să ne dea câtul 3. Putem trece acum la notarea răspunsului problemei. Încearcă să rezolvi singur această problemă. Citește problema de mai multe ori până înțelegi enunțul ei. Apoi, organizează datele problemei în tabel. Dă stop, lucrează singur și apoi verifică-te. Rezolvarea începe cu desenul. Primul număr este format din 9 segmente egale și al doilea număr dintr-un segment. În total, avem 10 segmente care adunate ne dă 80. Ai făcut împărțirea, apoi înmulțirea, te-ai verificat și ai ajuns la răspunsul problemei. Acum vom compune o problemă după următorul desen. Dă stop și compune problema. Eu m-am gândit la această problemă. Seamănă cu a ta? Să încercăm și o problemă în care vom avea de aflat 3 numere. Ea sună așa. 3 cărți pentru copii
au împreună 98 de pagini. A doua carte are de două ori mai multe pagini decât prima, iar a treia de două ori mai multe decât a doua carte. Câte pagini are fiecare carte? Recitește problema de câte ori este necesar până înțelege nunțul, apoi organizează datele problemei în tabel. Dă stop și după ce ai terminat de organizat datele, verifică-te. Încearcă și rezolvarea singur. Încep cu desenul, apoi numeri segmentele, faci operațiile, te verifici și ajungi la răspuns. Ai obținut la fel ca mine? Atunci ai înțeles cum să rezolvi această problemă. Mai departe, vom rezolva o problemă în care datele problemei sunt reprezentate grafic. Voi trebuie să fiți atenți câte părți sunt colorate în tabel pentru fiecare lună. Citiți cu atenție problema, organizați datele în tabel și apoi verificați-vă. La rezolvare, începem cu desenul. Vom desena un segment pentru septembrie, 4 segmente egale pentru octombrie și 2 segmente egale pentru noiembrie. În total, fac 84 de kilograme. Acum, dă stop și încearcă să rezolvi singur problema. Dacă ai obținut rezultatele la fel ca mine, înseamnă că ai înțeles cum se rezolvă acest tip de probleme. Spor la rezolvare!